În data de 19 iunie 2020, un tânăr de 23 de ani din localitatea Oniceni a fost surprins de polițiștii din cadrul postului de poliție Ion Creangă, având asupra sa 23 de kilograme de trufe negre, fără a avea autorizația asupra sa. La data de 19 iunie, polițiștii din cadrul postului de poliție Ion Creangă au depistat un autoturism în timp ce se deplasa pe un drum agricol în apropierea pădurii de lângă localitatea Ion Creangă. Cu ocazia verificărilor efectuate, polițiștii au descoperit în autoturismul condus de tânărul de 23 de ani din localitatea Oniceni cantitatea de 23 de kilograme de trufe negre care ar fi fost recoltate din fondul forestier fără a deține autorizație. Întreaga cantitate de trufe, în valoare de aproximativ 10.000 de lei, a fost ridicată în vederea confiscării și predată reprezentanților ocolului Silvic Roman. Cel în cauză a fost sancționat cu amendă de 2.000 de lei, conform articolului 17, litera C, din legea numărul 171/2010, republicată.